să rog pe domnul Flutur, când are timp într-o pauză, să încerce să termine și spitalul din Fălticeni. Sincer, deci până face spitalul de la Vatra Dornei, pe care l-a început virtual deocamdată, până aduce elicopterul, până face tunelul, până face spitalul de copii la Suceava, domnul Flutur, e simplu, haideți mai e 2%, adică e păcat de efortul făcut 30 de ani la Fălticeni și să avem un spital gata aproape, mai sunt 2% de făcut treabă. Și, Cătălin Nechifor a amintit că guvernul Ponta, pe vremea când el se afla la președinția Consiliului Județean, iar Florin Sinescu era prefect, a alocat pentru spitalul din Fălticeni 30 de milioane de lei, adică jumătate din suma necesară finalizării obiectivului. Practic, acum mai e doar așa o chestie de virgulă, nici alocare financiară foarte multă, nici treabă foarte multă. Și repet, domnul Flutur, haideți, vă rog eu, un pic de efort, că se poate, luați lopata, luați ceva, luați inițiativa, terminați și chestiunea asta, aveți ministrul a sănătății, aveți guvern, indiferent că guvernul este în acest moment caduc și are puteri limitate, nu vă trebuie nici ordonanțe de urgență, nu vă trebuie nici moțiuni, haideți, rezolvați chestiunea asta, pentru că, repet, până veți termina spitalul din Vatra Dornei, până o să faceți tabăra de la Bucșoaia, până o să faceți, știu eu, centurile peste tot unde credeți noastră că sunt de făcut și sunt de făcut categoric, haideți să tânăm chestiunea asta și să putem da drumul la un spital care va putea să preia mare parte din presiunea de pe spitalul județean.